Da, bună ziua, bun găsit la Zoom Sport. Pentru cei care iubesc boxul, am o veste foarte bună. Știu că nu i-ați mai văzut de multă vreme și erați curioși să vedeți ce se mai întâmplă cu ei. Dacă nu au mai apărut la TV, nu înseamnă că viața lor nu merge înainte. Doamnelor, domnilor, Marian și Gheorghe Simion. Bună ziua, domnilor, bine ați venit la Zoom Sport. Bună ziua. Ce mai face familia Simion? De la excelent în sus. Da. Haideți să încep cu domnul Gheorghe. Ce faceți dumneavoastră în acest moment? Unde vă găsim? Unde... Sunt un tânăr pensionar. Și tot îmi place boxul și cât de curând secția noastră de box avem un campion național de tineret. Vorcea Cătălin și suntem așa, satisfăcuți. Că în București mai puțin performanță. Mai mult în afară. Da, mai mult provincie. Corect. Marian? Da. Avem el nu este singurul, ultimul campion care l-am avem de la noi, de la club. Dar în general noi am scos aproape an de an campion. Nu neapărat la tineret, la juniori, dar am avut an de an aproximativ câte un campion național. Bine, datorită și maestrului, că maestrul se ocupă mai mult. Maestru fiind tatăl. Da. Perfect. Așa vă adresați în familie, maestru, maestre. Așa. Așa am pornit de mic. În sala de box, cum se spun, tată, nu, eram toți egali acolo, toți elevii lui eram egali. Apropo de acest lucru, cât de greu ți-a fost ție, Marian, și apoi pe domnul Simion, cât de greu ți-a fost să fii înainte de toate băiatul antrenorului și apoi cel antrenat? Da, e greu să mai mă gândesc acum înapoi, mult în urmă. Le-am luat așa cum au venit, vă dați seama, aveam, din contră, aveam un avantaj pentru mine, ca nu eram, oricum nu eram favorizat față de ceilalți sportivi, dar am avut un mare atu. Cea mai frumoasă treabă era când ajungeam acasă, când aveam cum să-i spun, că îi spuneam lui mama un pic, bă, cam greu. Asta aici, aici am și rezolvat noi performanța. Pentru că și în timpul liber, în timpul când nu eram în sala de antrenament, avea grijă de noi și ca să ajungem pentru cel mai înalt nivel în acest sport. Maestre, pentru că tot a venit vorba de maestru, cât de greu vă era să-i antrenați pe proprii dumneavoastră copii? Se spune că antrenorul nu este cel mai bun antrenor la copii, dar experiența care am căpătat-o și ca sportiv, pentru că eu am fost la Olimpiada la Los Angeles în 1984 și am gustat din acest, cum spun eu, ceva frumos, ceva deosebit, o sărbătoare foarte mare să particip la Olimpiadă cu tricolorul pe tine și fiind acolo așa, prima dată plecat în America în 84, foarte mulți oameni din România își doreau să ajungă în America, eu am ajuns la Los Angeles. Și văzând cât de mișto e sau cât de plăcut e să fii admirat, că eram și singura țară socialistă la Olimpiada de la Los Angeles din 1984, m-am decis să facă și box. Și, cum v-am mai spus, experiența care am căpătat-o și, bineînțeles, fiind prieten cu foarte mulți antrenori, am reușit ca frații Simion să fiu lipsit de modestie, să fie cei mai buni din țară. Deci, în 1997-1998, Dorel, cel mai bun sportiv al țării și în 1999, Marian, cel mai bun sportiv al României. Dar ce era în sufletul dumneavoastră de tată când erați și drastic de multe ori? Este, într-adevăr, înăuntru, acolo există ceva, dar cum să vă spun, îmi doream ca frații Simion să mă depășească în sport. Am fost și eu sportivul campion național, am fost la Olimpiadă, chiar am un loc cu 3 la europene și prin experiența care am căpătat-o, ei au devenit foarte buni și valoroși. Ei sunt un bun național care în țara asta nu e respectată valoarea și ce ar trebui. Marian a fost la 3 Olimpiade. La prima a luat bronz Atlanta, a luat argint la Sydney și la Atena nu l-a mai lăsat românii noștri să avanseze, să ia aur. Și
luptele întotdeauna în România se dau între noi. Între noi, nu cu ceilalți. Deci, datorită fraților Simion, România era a patra țară în lume ca valoare, ca performanță și, și în Ministerul Sportului tot așa. Canotaj, gimnastică și scrimă și după aceea vorbea, era box. Cum vedeți situația boxului românesc în momentul de față? Eu pot să vorbesc mai mult. Îmi place boxul și nu suntem uniți, tot așa. E o mâncătorie între antrenori și între conducere și mai ales să avem câțiva oameni care nu au ce să caute acolo sus, pentru că sunt urâți, sunt denigrați, deci nu sunt oameni care să știe ce înseamnă box, în primul rând. Și după aceea să susțină. Sunt oameni numai pe interese și în momentul ăsta mai toți ceilalți care pun inimă și se dăruiesc nu sunt acolo unde trebuie să facă treaba. Dar de ce credeți că s-a ajuns la situația asta? Unde s-a greșit? Nu s-a greșit. Interesele personale ale unora și sunt mânjesc și mituiesc câțiva și reușesc să stea sus acolo. A fost Rude Lobreja, apoi Leonardo Răftei și acum Vasile Câtea. Cum vi s-au părut ultimii trei conducători? Toți au avut problemele lor, dar acum cu Vasile Câtea, el este un om care vrea, dar singur nu se poate. Deci în jurul lui sunt oameni care se spune că l-au și la mână cu niște chestii, nu știu nici eu ce să mai înțeleg, zvonuri. Deci el nu poate să dirigeze el singur, să facă ceea ce crede el, să ducă... E condus din spate de cineva, mai pe înțelesul, mai pe românește. El și nu... e păcat. El a făcut box, e un om bun și... E un om bun, așa ca și gospodar, dar nu poate să fie președinte. Nu trebuie să conducă el box. Adică, de fapt, oricum nu-l conduce el. El e doar pus așa. Și vi se pare normal în situația asta? Acum a fost ales, deci nu a venit așa. La momentul când... a fost pus în funcție când a plecat Doroftei de la Funcție. Da, în timp așa. De ce sunt supărat? Pentru că familia mea, acum și Dorel și Marian, au o experiență vastă. Deci ei, dacă punem mâna pe un sportiv, cum a și pus Marian Simion și Dorel Simion, au făcut un pic de treabă și au fost îndepărtați. E păcat că nu sunt folosiți. Pentru că noi nu cerem să avem funcții, să stăm pe scaune înalte, cum suntem acum. Noi vrem să fim sală, să muncim, să facem sportivi de valoare, adică să arătăm arta pugilistică. Când zici artă, înseamnă să lovești, să nu fii lovit, să creezi, să execuți niște lovituri care n-au de unde să le scoată cei care sunt actuali. Pentru că ei n-au gustat din performanța asta mare de a fi la Olimpiadă și mondial, că să fii campion mondial nu e ușor, să fii pe tot globul. Și foarte greu ajungi, dar nu suntem încă, nu e cineva acolo sus să spună, da, bă, ai venit să faceți treabă, să ieșim iarăși la lumină, cum era boxul, printre primele sporturi în țara noastră și în lume. Deci considerați, practic, că nu sunteți lăsați să faceți mai mult decât se face în momentul acesta? Păi în momentul acesta sunt antrenori care sunt pe 2-3 lei acolo, care vin să spună că fac pe antrenorii. Bugetul federației este oprit, sunt problemele lor acolo, dar neavând ce trebuie, nu poți să ajungi la un rezultat. N-ai cum, numai cu vorba, nu? Trebuie să create condiții pentru a face în altă performanță. Ce ați face dacă de mâine ați conduce Federația Română de Box? Nu m-a interesat niciodată conducerea. Dacă aș fi la federație, să ne dea mână liberă să facem... să muncim, să creăm un sportiv cu care are talent, să-l ducem la, cum se numește, la locul întâi. Numai locul întâi e cel mai bun, nu medalia de aur. Dar de ce vedeți în acest moment lumea boxului ca o lume gri? Nu văd ca lume gri, este gri. Este, pentru că toți trag în fiecare pentru el. Actualmente sunt doi băieți la, doi frați la lotul de juniori,
care s-au dedicat și au niște discuții și niște probleme care s-au creat acum la campionatul european de juniori. Și tot așa se dăruiesc copiii și vor să facă și nu sunt lăsați. Iarăși la Tineret, la Oraș, se luptă și asta cu toată lumea, nu-l lasă în pace măcar. Reloa Oraș, care a făcut toată viața lui performanță și a participat și el la medaliile la frații Simion, nu e lăsat. Nu e lăsat să continue ce a început. Marian, ți s-a propus de la Federația Română de Box să vii, să te implici, să arăți ceea ce ai învățat? La un moment dat, în 2014-2015, am făcut parte din biroul federal și chiar am fost antrenorul lotului național pe perioada de 2 ani de zile. Chiar am obținut o medalie de argint la campionatul european de la Minsk, unde am participat cu 5 sportivi, am luat un loc 2, un argint și un loc 5. Iar după aceea la mondiale nu am mai lăsat să fac antrenament cu tot lotul. Mi-au dat așa, numai o parte din... Așa că au spus că știi că n-ai experiență, că nu știu. Oricum, eu nu vreau altceva, nu zic de federație. Nu ne bagă în seamă, pentru că noi ce să fac cu toată performanța, că noi știm drumul spre titlul de campion mondial. Câți campioni mondiali sunt astăzi în țară, în România? 5. La amatori vorbesc. Noi, eu și cu fratele meu facem parte din aia 5 și noi știm drumul către titlul de campion mondial. Nu ne lasă să ne implicăm, nu ne-au implicat cu nimic, nu ne-au chemat niciodată. Ei chiar se bucură că noi nu ajungem pe acolo. Dacă nu mă bagi în seamă, cum? Să vin eu să-ți cerșesc? Hai să vă dau? Că de fapt eu vreau să dau ce am învățat altor sportivi. Corect. L-am antrenat pe Mihai Nistor. A ieșit campion mondial cu antrenamentul care le-am făcut eu un an și ceva de zile. Iar după aceea, când au văzut ei că se poate cu el, mie mi-a zis că nu mai se poate, știi că... Și atunci m-am retras și mi-am văzut de treaba mea. Dar nu putem să stăm așa la infinit. Și să-i și lăsăm să facă ce vor ei. Care vă este acum relația cu... Nu ne-am certat cu nimeni și nici nu ne certăm. Dar trebuie să le spunem că dacă nu le spune nimeni, cineva la un moment dat trebuie să vină să-i tragă de mânecă. Nu noi. Autoritățile sau cei care sunt abilitați, ministerul sau... Dar e urât. Ne lasă pe margine. Ei nici nu știu ce să facă. N-am zis de manageriatul federației sau de antrenament. Ei n-au nicio valoare, niciun antrenor de acolo. Antrenor principal... Vrânceanu Valentin. N-a făcut box nici 2 minute. Dar am dat un exemplu așa. Da. A fost și premiat și toate cele. V-ați duce gratis să antrenați la federație? Oricând. Mâine. Eu nu. Sunt atâtea bătălii și la box și bani nu sunt. Dar... Niciodată nu au fost foarte mulți bani. Sportivii tăi, ai o inimă mare și îți dorești mult de tot, pentru că ceea ce faci în sală cu sportivii, ei să dea în ring, adică să etaleze toate calitățile care le au ei și le îmbunătățești și le lucrezi, pentru că foarte mulți antrenori au câteva cuvinte. Ia-l, bine, bravo, dar ca să le faci o eschivă, un pas înapoi, un croșor de stânga, e greu să-l repezi, să stai... Se spune și luni între să execute o lovitură corectă, care ei n-au, antrenorii n-au răbdare, n-au actualii antrenori. Faceți-mă să înțeleg ceva. Cei de la conducerea Federației Române de Box nu-i vor sau nu vor familia Simion în familia Federației sau nu vor performanță pentru România? Nu vor familia Simion și nu vor nici performanță. Au nevoie de ăștia care se apleacă, să spună stă română, da, mulțumesc. Mai trebuie să mai fac ceva, mai... Trebuie să închid ușa, trebuie să o deschid. La modul ăsta, nu ca știu. Dacă, ca antrenor, n-ai personalitate să te respecte sportivul și să ajungi cu el la un anumit performanță, nu poți să ajungi doar cu să intri în sală, îi ții timpul și gata. Trebuie și fel de fel de, cum se numesc, să-l stimulezi pe sportiv. Dacă nu-l stimulezi, cu ce să ajungi?
Corect. Deci, practic, pe tine, Marian, în momentul ăsta, ce te-ar determina să vii să antrenezi lotul României de box sau să antrenezi viitor campion pentru România, ar fi un simplu telefon, hai, avem nevoie de tine. Da, nu numai că eu nu pot să părăsesc blocul de muncă unde eram aici, că să mă duc să fac o chestie de voluntariat pentru Federația Română de Box. Uh-huh. Și mai exact pentru cine? Uh-huh. Nu? Deci n-aș putea să plec din serviciu unde l-am, să mă duc să fac voluntariat pentru federație. Ce ne muncește degeaba? Ca idee. Uh-huh. Dar dacă mi s-ar da ocazia, oricând aș veni pentru box, aș asta orice. Și aș merge să ajut federația, sportul. Pentru că am fost născut campion de mic copil și asta vreau să dau și eu celorlalți sportivi. Și nu numai, că aș putea să învăț și antrenori să antreneze. Pentru că am făcut sportul ăsta și l-am făcut aproape de perfecțiune. Și vreau să le dau exact cum am crescut și cum am ajuns la performanțele. Am 12 medalii internaționale. Sunt participat la 3 olimpiade. 12 medalii europene, mondiale și olimpiade. Are sute de turnee câștigate din astea pregătitoare. Dar medaliile astea 12 sunt la europene, mondiale și olimpiade, care nici nu visează altcineva să ia exact. O țară să ia 12 medalii. Exact. Povestea ceva mai devreme că nu Vasile Câte ar conduce federația, dar cine o conduce din spate? Da, există acolo, că nu mi-e frică. Există un Sima care a dirijat totul înspre el. Care e un... Dacă dispare băiatul ăsta, sigur se va face și performanță. Aha, ok. Sima Viorel. Am înțeles. Că nu ne-e frică de nimeni. Bun, revenind la ce spuneai tu mai devreme, Marian, că nu mi-aș lăsa locul de muncă, pentru că, na, ai și tu nevoie de validare, de confirmare în continuare. Știu că ești comisar șef, nu? Da. Vorbește-mi tu, te rog frumos, mai mult de Sunt funcția comisar pe care șef la Poliția Sector 6, secția 20 mai exact. Sunt ofițer coordonator la Biroul de Supraveghere Judiciare. Și pe această care aș vrea să le mulțumesc, în primul rând, șefului de sector, Grigore Brândușescu, domnului Simion Cristian Acjunctu, și chiar comandantului de la mine, la secție, la secția 20, domnul Tuță. Bun, felicitări, te vedem și la birou. E foarte interesant. Știi că de multe ori se spune că hai domnule, că un boxer știe doar să dea cu pumnii, nu știu dacă are și ceva în cap. E, iată că Marian Simion are și nu e de acum această informație, ci se știe de mai mult timp, pentru că sportul, boxul e un sport destul de inteligent. Mulțumesc. Nu neapărat. Oamenii m-au ajutat la început, așa, dar acum chiar am poziția mea și îmi fac treaba acolo. Ar trebui să-i aresteze pe ăștia de la federație, dar nu se ocupă de ei. Da, nu e domeniul meu de activitate, dar... Ai fi pregătit pentru oricând o asemenea misiune. Apropo de acest lucru, sunt oameni care te recunosc venind la tine la birou? Clar. Și le teamă din prima, să zicem așa? Am și chiar... Am avut și am și oameni din lumea mondenă, din care vin la semnat la mine. Deci, bă, nu mai spun infractorii care ei mi-au spus la un moment dat, bă, domnul Simeon, te aplaudam la când te vedeam la televizor și acum data îmi spui că... Zic că asta e... Nu eu sunt ăla care... Tu ai făcut fapta. Oricum, e o meserie frumoasă dacă te implici. Da, e foarte interesant. Mai am aici câteva întrebări și nu vreau să le ratez. Numai o clipă. Deci o valoare internațională de sportiv este pus să aresteze găinii căinarii în loc să-l lase să facă... Am fost și expus la treabă. Să facem iarăși performanță, pentru că ambasadorii țării noastre sunt sportivi și Marian Simion a fost tot timpul, are 12 medalii europene, mondiale, olimpiadă, a participat, cum am spus și mai devreme, la 3 olimpiade. Deci îl lăsăm să stea cu cei de găinarii de la...
Nu se poate așa ceva. Deci nu e respectată valoarea în țara asta. În loc să fie pus acolo să facă și disciplină la box și să facă performanță, sunt ținuți acolo numai oameni care de mâna a doua. Eu nu mai știu cum să-i jignesc. Tu ți-ai lăsat locul de muncă acum, Marian, pentru a fi antrenorul lotului național de box sau pentru a antrena viitor campion? Clar că v-am spus, nu, bă, ce trebuie misiunea, mă duc și dau demisia și mă duc la federație. Wow, felicitări! Deci, mă, și nu numai, că m-aș implica și chiar și în conducere, cum trebuie să mergem spre marea performanță. Pentru că sunt, din bugetul ăla, foarte puțin bani se bagă în pregătire, în pregătirea sportivilor. Eu știu, 30%. Și restul se fac alte chestii. Dar, în fine, nu aia mă interesează pe mine. Se mă lasă să fac. Să ne lase, că nu ne lasă de câțiva ani de zile, de când am plecat de la clubul Dinamo. Au făcut doar așa un pic să închidă gura lui Maestru Simion, că i-am atacat la momentul ăla. Dar asta e viața. Mai devreme sau mai târziu, oricum, tot au început și un sfârșit. Le va veni sfârșitul și lor. Da. Domnule Simion, știu că sunteți, dumneavoastră puneți și omenia pe primul loc. Știu că la un moment dat s-a întâmplat ca Don King să vină și să vă pună pe masă $1,000,000 pe semnătură și dumneavoastră ați refuzat. Sau cu toții ați refuzat. Povestiți-mi un pic. Am fost solicitați de unul din consilierii lui Don King. Don King poate să aibă și 2000 de consilieri. Are unde sunt valori sportive, vin oameni care se pricep, care sunt angajați la Don King. A venit un domn de origine bulgar și discutând cu el ne-a oferit $1,000,000 la semnătură acest domn. Și am stat, ne-am gândit, stai să mai ne gândim, știi? Și în contract scrie, primul an lua $1,000,000 prin meciuri, al doilea două, și al treilea deveneau challenger. M-am bucurat, dar zic, dacă ăsta vine aici repede și ne oferă atâtea, zic să ne mai gândim. Și am lăsat așa. Marian, mi-ai povestit chiar vis-a-vis de acest contract că încă nu mai ai acasă nesemnat. L-am, clar. L-am semnat, dar nu de față cu ei, acum la casă. L-am semnat. Chiar l-am. Am studiat și noi o perioadă. La momentul oportun, tata mi-a zis, băi, faci ce vrei și ce crezi că... Dar pune în balanță. Aia sau aia. Regrezi vreun moment că n-ai semnat? Nu, nici o secundă. Poate dacă... Eram și prea tânăr ca să puteam să iau eu decizia așa, imediat. Cred că... Dar niciodată nu-mi pare rău. Asta e cert. Eu mai mult de 60% nu am vrut să treacă la profesionist. Nu am vrut. Pentru că boxul nu-ți face mănăstiri. Și ei și-au îndeplinit atâta performanță, zic, acolo începea altfel de muncă, altfel de trai. Deci cine aude bani sunt tentați, dar dacă iei banii, să reușești măcar. Și acolo era foarte greu să răzbești, zic eu. Și atunci am lăsat să decidă singur. Eu n-am fost de acord și nici da, nici nu. Dar în mare nu vreau să treacă, pentru că uite acum arată un boxer care a reprezentat România de atâtea ori și peste tot și eu sunt mândru de copiii mei și sunt fericit așa. Știu că aveați momente când organizați acasă evenimente legate de pomana porcului. Iată, avem și noi imagini. Era o tradiție, o superstiție, mai faceți și acum? Desigur. Petrecere, se cânta. În fiecare an avem șansa de a muni copiii și familia lângă acest eveniment. De ce? Pentru că foarte mulți oameni și prieteni vor să fie cu noi. Și atunci că de obicei de sărbători toți se duc la fel de instituții ducând pachete. Eu îi chem la șpriț aici. Eu îi chem la șpriț pe toți băieții, pe toți prietenii mei. Deci ne vedem cu toții, să ne luăm la revedere din anul care trece și
Uitați, sportivi, antrenori. Sunt toți foste glorii. Mulți, mulți băieți ăștia sunt care au făcut box. Fane Spăitor, uite, spune. Da, în dreapta, aici, l-ați văzut? Fane Spăitor. E, nu-l cunosc, da. Da, uite, dacă îl mai arată o dată, cred. Da. Să știți că mai avem și alte imagini cu Iulian Miu. Știu că sunteți prieteni cu colegul nostru, expertul de acest sport. Ia uite, bravo. Ziceți-mi, ce șanse are să se reprofileze la box? Desigur, lovește corect și tare. Foarte bine. Bravo. Marian? Da. Îl mai corectez eu să facem împreună un antrenament, că și mi-a și propus. Dar lovește destul de bine. O plăcere, ia ce corect. Și lovește cu osul, adică corect, cu mâna dreaptă, cu stânga mai trebuie lucrat. Deci facem din el un campion sau nu? Mai avem timp? Păi el e campion, nu e campion. Să nu-l provocați pe aici, că e la sol. Execută bine. Domnilor, vă mulțumesc mult de tot pentru prezența la Zoom Sport. Vă mai aștept și cu alte ocazii. Sper să vi se îndeplinească visul și dorințele de a ajuta boxul românesc din ce în ce mai tare. Poate la un moment dat se va întoarce și roata. Da. Mulțumim frumos. Mulțumim. Cu drag, să aveți succes în tot ceea ce faceți. Doamnelor, domnilor, aici se încheie emisiunea Zoom Sport. Rămâneți alături de noi. Imediat încep știri cu Florin Căruceru. Eu sunt Janina Iacob și ne revedem miercurea viitoare. Pe curând!